Hai să trecem la duhul rău. Partea bună e că aici avem împreună. Propunere comună. Propunere comună, da. Am zis la început un pic, duhul rău, cum spui tu, sau ursarul săptămânii, cum spun eu, vine către delegațiile, că au fost două de oficiali români, Ciolacu și Ciucă, adică numărul 3 și 4 din stat, marți la Zelenski în Ucraina. Da. Numărul 2, săracul, da, cu vesta aia pe el, pe sub hanor, adică ceva rău, nu știu, am văzut tot felul, sigur că nu e ok, nu, e greu să porți deci o vestă. Deci cel cu vesta e domnul Câțu, domnul Câțu care da. Merge miercuri. A fost miercuri. La o zi distanță. La o zi distanță. După ce Ovidiu, mi-aduc aminte, povestea asta a apărut prima dată acum vreo lună de zile, anunțată chiar de Câțu, de el, nu? Care a zis, da. O să mergem la Kiev. Cu prietenul meu, Denis, pe care l-a invocat după aia la discursul pe care l-a ținut Zelenski video call în Parlament, spunând iarăși, hei, Denis, adică era o de-asta, fratele meu, și domnul Câțu n-a mai fost în prima tură, trebuie spus că am râs foarte, foarte, foarte mult, în loc să o lase așa, nu știu, să zic, domne, n-a mai putut să vină, a avut altfel de program. Păi de așa? Ce, s-a dus cu cineva din Macedonia da, și da. Cu altcineva din Elveția sau, domne, nu știu. Nu contează, a avut altfel programul făcut, a avut, au încercat să ne spună liberalii, vașnicii noștri liberali, prin vocea acelui Fenechiu, avocatul Fenechiu, care sigur e și el, apropo, în cursă cu Licu pentru CCR, n-o să treacă, slavă Domnului, pentru că eu cred că omul ăsta, să nu uităm totuși, omul ăsta are o problemă de sănătate mentală, din moment ce el a fost membru în Partidul Poporului Dan Diaconescu. Da. Adică hai să nu te uităm. Referi la domnul Daniel Fenechiu. Daniel Fenechiu, da. Da. E, da. El a încercat să ne spună nouă cum că, domne, sunt niște uzanțe pentru, nu știu, numerele 1, 2, 3, 4, 5 în stat, atunci când e vorba de o misiune externă periculoasă. Deci nu puteau hai, să mă, se ce ducă... naiba, ce uzanțe, i-au da, tras... Că... I-au tras preșul da, de sub el lui Câțu, săracul, s-a trezit fără vizita pe care el o și-o pregătise. Hey, exact. Da. Îmi vine să-i zic săracul, n-am ce păi, să zic, mi-e milă de el la faza păi asta, într-un fel. L-am văzut trist și abătut, dar să proteja pe sub vestă cu... Nu știu cu ce, tu zici da. Că avea ceva antiglonț, nu? Da, probabil avea vesta antiglonț, dar părea un carton pe el, la... exact, pe el stătea ca o cutie de televizor, cum e asta a noastră televizorașul de aici. Da, penibilus, domnul Câțu, de la partea vestimentară până la partea cerebrală, până da. La scoarța cerebrală. Mai există vreo țară pe planetă care, ai cărei reprezentanți au vizitat Ucraina în ultimele două luni aproape și au venit cu tipul ăsta de aranjament instituțional numărul 2 să meargă într-o zi și numărul 3 în altă zi, la o zi distanță. La o zi distanță, că probabil că au mai fost deja, am impresia că au fost delegații din astea repetate. Da, nu, mă refer da, exact contextul ăsta, la o zi distanță. La o zi distanță, îl dai pe omul ăla peste cap, că o avea și el treabă. Și azi trebuia să meargă Iohannis, știi? Adică da. Să fie 3-2-1, da, da. Pas cu pas. Exact, vezi? Exact. Dacă ai răbdare până la până în a treia zi, măi... Volodimir, știi că îl vezi pe robă. Am da. Văzut domnul Câțu la vizita de ieri, de miercuri, apare într-o fotografie dând mâna cu Zelenski, dar par să fi trecut așa 3 secunde unul da, pe lângă da, altul. Exact ca Dragnea cu Trump. Mi-am da. Amintit de Dragnea da. Exact la chermeza aia cu Trump, da. Unde a fost și el prins în poză exact când trecea prin fața mesei și s-a întins să dea mâna cu da, Trump. Așa, da, știi? Da. Exact așa a fost, da. Adică probabil că așa a fost, că n-a avut parte numărul 2 în stat, n-a avut parte de tratamentul pe care l-au primit numărul 3 și numărul 4 în stat, adică da, da. Ciucă și cu Ciolacu, mă rog, Ciolacu și Ciucă în seara zilei de miercuri am văzut noi, probabil în cursul zilei de vrei miercuri să-ți spun au fost. Ceva? Mi s-a părut de marți, pardon. Mi s-a părut cumva oricât de paradoxal ar suna mai
nu știu, mai drept Dragnea în situația respectivă decât a fost Câțu acum. Dragnea își urmărea un interes politic, sunt o mulțime de politicieni români care au băgat capul în poză. Ce a făcut Câțu aici totuși a fost să bage capul într-o poză care totuși are pe fundal un război, da, știi? Da, adică da, te aștepți. Eu dacă sunt Zelenski sau orice autoritate ucraineană, nu mă aștept ca autoritățile unui stat să vină la mine doar pentru că e un război exact, politic ca între ele. Să-și facă poză cu mine, să-și dea capul unia. Da. Știi? Cam așa a apărut toată acțiunea românească. Știi? Dar noi exportăm tâmpenie de foarte mult timp. Asta e doar o altă declinare, dacă vrei, a acestui export de tâmpenie. Ți-amintesc că și povestea cu Dragnea a avut în spate o sumă de bani, niște combinații. Știu, știi că a fost o discuție... Astea sunt situațiile politice clasice. Da. Încerc adică pe diferite canale să intru la un puternic al zilei, pentru că îmi imaginez că dacă mă pozez cu ăla o să-mi fie mie bine pe plan intern sau apar ca un mare lider. Cum să spun? Bă, dar totuși contextul lui Dragnea era unul, contextul era războiului din Ucraina. Ucraina e altul. Sunt perfect de acord, știi, cu tine, dar un om care a, cum să spun, iartă-mi franceza, dar un om care s-a făcut atât de decăcat ca Florin Câțu în ultimul an, el pare că nu mai are înțelegerea exactă a lucrurilor pe care le spui tu acum. Nu mă duc, bă, după, că poate are omul la treabă, că totuși are, e război, înțelegi? Și dacă e unul mai puțin... E că eu fi mâncat 2 minute din viață. Da. Acolo cu 3 vorbe. Că s-a lăudat că a ținut și un discurs. Dar nu am văzut discursul pe nicăieri. Aș fi curios ce a zis domnul Câțu în discurs acolo. Eu nu sunt. Sunt înspăimântat la perspectiva că a ținut domnul Câțu un discurs. Ți-o spun sincer, omul ăsta nu... El nu mai este stăpânul lui. Nu știu cum să spun. El e într-o mișcare browniană așa pe viață, dar e nasol totuși că e numărul 2 în stat. Da, da, e președintele Senatului. Dacă Doamne ferește pățește ceva președintele Klaus Iohannis, Doamne, o să ajungem președinte interimar Florin Câțu, tu îți dai seama? Da, nu știu, o să mă rog pentru robo sau nu știu cum să fac ca să nu poți, adică măcar ăla știm că e. Eu o să mă rog mai ales că urmează să se implementeze România educată și păi e nevoie de președinte la Cotroceni ca păi să meargă nu s-a treaba. Închis, domne, că a fost festivitatea de închidere. Nu numai că nu s-a închis, uite, am uitat să-ți spun asta și cu asta o să te rog să încheiem totuși frumoasa emisiune, uitându-mă pentru documentarea subiectului cu voucherele pe site-ul Ministerului Educației, am observat că există o secțiune specială pe site-ul Ministerului Educației care se cheamă România Educată. Deci sunt secțiuni acolo, diferite secțiuni de programe și de sine sătătoare e România Educată. Nu, ba chiar s-au dat niște bani acum. Eu vreau să mă duc la un fel de training. Tot adică pentru abandon, vreau să-mi explice și mie, că eu am înțeles că s-a terminat programul România Educată. Așa ne-a fost prezentat conferința finală a programului România Educată. Raportul, dragul Raportul final. Păi, raportul trebuie implementat. Păi și atunci ce s-a terminat? Nu înțeleg. S-a terminat scrierea raportului cu cele 250.000 de poze ale președintelui în raport. Asta spun și să implementezi, adică asta nu este viața, practic, implementarea raportului România. Adică, stai liniștit, nu e cazul să te impacientezi, că nu o să fie suficienți cei 3 ani care i-au mai rămas din mandat președintelui ca să se implementeze măcar o jumătate de capitol din raport. Nu mai are 3 ani. Da. Mai are 2 ani și, nu știu, 7 luni. 2 ani și 7 luni. Bine. Nu. Mă bucur ani. Că nu merg mai bine decât statul român. La asta știi cum sunt, am o acuitate perfectă. De-abia aștept să scap de asta. Sigur, am o doză de strângere așa pe în stomac, că nu știu ce vine. Da, e adevărat și asta. Dacă ne trezim cu domnul nostru, marele nostru om de stat, Ciolacu, la Cotroceni, ce faci? Pleci? Nu știu, poate îl contracandidează Ciucă. Sau Rareș Bogdan. Sau Rareș Bogdan. Doamne ferește. Atunci, păi e simplu atunci, plecăm de la alege. Hai să nu ne ducem cu... Votăm în dimineața aia și plecăm după aia. Așa trebuie făcut. Da. Plecat cu bagaje, cu astea și dimineață, pa. Sunt un pesimist prin definiție, dar încerc să nu fiu chiar atât de pesimist. Mai păstrez un licăr de speranță. Ovidiu, nu știu pe ce te bazezi, dar vreau și eu. Mă bazez pe faptul că trebuie să mai trăiesc, că dacă aș fi la capătul vieții, nu mi-aș mai pune problema. Vă las pe voi. Spălați-vă pe cap cu ăștia.